Necropola din jurul bisericii va putea fi încadrată cronologic după ce monedele găsite în morminte vor fi curățate. Până atunci se poate spune doar că aici s-au făcut înmormântări vreme de 500 de ani. Necropola respectivă, pentru că este foarte mare asta, datează din secolul 15 sigur și până în secolul 19, când cimitirele se închid în Iași. A fost o necropolă de mănăstire pentru cei din interiorul mănăstirii, pe urmă devenind o necropolă urbană. Biserica Nicolae Domnesc, la baza căreia s-au descoperit mormintele, a fost construită la 1492 de Ștefan cel Mare și a fost refăcută de Antonie Ruset în secolul al XVII-lea, când a apărut și zidul de incintă, păstrat și astăzi parțial. De altfel, un mic fragment de fundație atribuit perioadei lui Ruset a fost scos la lumină acum de arheologi. Însă, între 1884 și 1904, arhitectul francez André Lecomte Dunuy a demolat și reconstruit lăcașul de cult. Necropola a avut de suferit în timpul acestor lucrări. Mari istorici, mari oameni de știință au protestat împotriva lucrărilor lui. În primul rând, Nicolae Iorga a fost împotriva atingerea acestui sit, care pentru Iași este foarte, foarte important, pentru că prima atestare documentară aici se află. Asta este ceva rușinos pentru orașul nostru, ca să nu știm de când datează prima biserică ortodoxă. Ori eu fac legătură, cred că pe acest loc a existat prima biserică ortodoxă. Foarte multe dintre mormintele vechi au fost distruse de înmormântările care au avut loc pe la anul 1700-1800. De aceea, în bucățica de teren, pe parcela pe care noi am cercetat-o, aproximativ 60 de metri pătrați, am găsit un număr de 20 de morminte întregi, cu sicrie, cu inventar, cu monedă, datate, și un număr aproape dublu de reînhumări. În urma săpăturilor au fost descoperite fundațiile unor clădiri din interiorul mănăstirii Nicolae Domnesc, inscripții vechi și piatra de mormânt a fiului unui negustor decedat la 1847. De asemenea, a fost găsit și un zid de piatră sub care se aflau câteva morminte. Nu știm utilitatea lui, pentru că nu este de la o construcție. Oricum, zidul respectiv a avut o suprastructură din cărămidă. Zidul acesta superficial, cu o lățime de 40 de centimetri, cu o înălțime de aproximativ 1 metru, 90 de centimetri, 1 metru, este mai nou, cumva la finalul secolului al XVIII-lea. Arheologii spun că locul în care s-au făcut aceste descoperiri este unul important pentru istoria Iașului și a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ei ar dori să sape o mică secțiune și spre Biserica Nicolae Domnesc. Deși costurile acestor lucrări sunt însemnate, câștigul științific, spun arheologii, ar fi inestimabil.